Foarte important, tot în această săptămână, cel târziu la începutul săptămânii viitoare, voi face și o propunere domnului prim-ministru pentru numirea unui secretar de stat pe relația cu prefecturile, o funcție care a fost vacantă de mai mult timp și care este esențială în pregătirea alegerilor. Sper eu ca până luni cel târziu această numire să aibă loc, tocmai pentru a avea ceea ce numeam săptămâna trecută un mic centru de comandă la nivelul Ministerului de Interne pentru a ține în mână foarte bine toate aspectele care țin de pregătirea alegerilor.